După cum arată culoarea lichidului de frână din acest pahar, tind să cred că nu a fost niciodată sau dacă a fost schimbat cumva, a fost foarte de mult. Deci efectiv este maro. După părerea mea, culoarea acelui lichid de frână este din cauza apei. Prin natura lui, lichidul de frână, în timp, absorbe apă. Din cauza asta, odată la 2 ani, maxim 3 ani, trebuie înlocuit. Din moment ce conține apă, toate subansamblele de frânare care intră în contact cu lichidul încep să ruginească și avem acea culoare. Am să mă folosesc de o seringă să scot o parte din acest lichid. Fii atent ce culoare are. Ce incredibil! Am să scot în așa fel încât să văd cât îmi rămâne în pahar. Trebuie să rămână puțin ca să nu tragem aer. Să știți că lichidul de frână este foarte toxic și foarte coroziv. Dacă ajunge pe elemente de caroserie, clătiți cu foarte multă apă, nu trebuie neapărat detergent, dar să fie apă și să aveți grijă dacă vă ajunge pe mâini să vă spălați. De preferat să folosiți mănuși. Eu am acest sistem de înlocuire lichid și aerisire sub presiune. L-am cumpărat de pe eBay, nu mai știu cum se numește, o să pun un text aici undeva pe imagine. În principiu se umple bidonul cu lichid de frână, se face conexiunea cu rezervorul de lichid de frână de pe mașină, iar cu acest furtun, folosind una dintre roți, vom crea presiune și vom schimba lichidul mult mai ușor. Sunt persoane care au zis că nu au nevoie de un asemenea recipient și este adevărat, poți să folosești gravitația. Pur și simplu pui lichid de frână în acest pahar, desfaci, slăbești un aerisitor și lași gravitația să-și facă treaba. Asta e ok dacă ai foarte mult timp la dispoziție, iar eu nu am acest timp, iar acest sistem își face treaba de minune. Am să pun lichid de frână în acest recipient. Nu se umple, se pune, nu știu să zic, aproape spre plin. Trebuie să știți că prima dată când, dacă folosiți acest sistem, prima dată când se face presiune, se umple acest pahar și o să scadă destul de mult nivelul. Așa că tura asta eu am să pun un pic mai mult lichid. Trebuie să mai știți un lucru. Acest sistem nu suportă presiune foarte mare, spune maxim 1,4 bari. Sistemul nu este unul prea calitativ și se poate vedea acest lucru pentru că am pus acel capac, l-am strâns și o să folosesc un colier pentru că altfel îmi pușcă capacul ăla afară. Nu trebuie strâns foarte tare, trebuie doar puțin. Rezervorul acesta trebuie să fie mai la o înălțime mai mare decât rezervorul de pe mașină. Am improvizat un sistem de prindere. Am pregătit roata și am să fac prima dată un test. Am mai pățit de câteva ori să nu fie etanș cum trebuie sistemul. Prima dată am să pun de test. Se pare că este ok și se vede cât de repede se duce lichidul. Efectiv jumătate s-a scurs. Am să scot dopul de protecție de pe aerisitor și am să dau cu WD-40. Am pregătit o cheie de 11, un furtun transparent și un recipient în care să scurg tot lichidul. Prima dată am să poziționez cheia, după care pun furtunul. Este important să fie transparent ca să vedem în momentul în care vine nou lichid, având în vedere că
lichidul actual este foarte închis la culoare. În momentul în care începe să curgă lichidul proaspăt, o să fie mult mai deschis la culoare. Ok, am să dau drumul la acel șurub de erisire. Și începe să curgă. Hai să-i dau un pic mai tare. Deci, deși am presiune, tot îmi curge încet. Deci nu curge foarte tare. Sunt destul de sigur că nu și-ar fi făcut treaba gravitația aici. Hai să văd dacă slăbesc un pic mai tare. Nu se întâmplă nimic, viteza de scurgere este cam aceeași. Să fiți tot timpul cu ochii pe acest bidon, să nu scadă nivelul sub această linie, pentru că sunt șanse să ajungă aer pe instalație. A început să-mi vină lichid curat pe furtun, înseamnă că pe acest traseu tot lichidul a fost înlocuit. Nu am precizat, am început cu roata dreapta spate, cu circuitul cel mai lung. Să am grijă să nu dau lichid pe jos. Oricum am pus un carton, iar după ce faceți toată această operațiune, vă recomand să clătiți cu apă acea zonă, pentru că sigur a curs un pic de lichid. După ce am aerisit spate dreapta, am umplut acest recipient până aici undeva sus, am aerisit și spate stânga și uite-te deja cât de puțin lichid mai este. Am să deconectez aerul, iar în momentul în care deconectez aerul, crește nivelul aici în acest bidon. O să trebuiască să-l umplu din nou ca să pot pune și pe... să pot schimba lichidul și în partea din față. Din cauza acestui recipient se pierde destul de mult lichid de frână, dar cum am dat 30 de lei pe un litru, nu este chiar o avere. Da, acolo unde scrie emisitoare frână. Acum nivelul în acest recipient este plin, e mai mult decât plin, iar în momentul în care am să pun iarăși se poate vedea cum scade nivelul. Deci se face presiune pe instalație și îmi scade nivelul. Uite, un sfert deja s-a dus. Trebuie să fiți tot timpul cu ochii pe acest recipient să nu rămână gol. Scăpat de aici, de la pietrele astea. Aici nu mai are dopul de protecție. Cine știe de când s-a pierdut. Am să îl slăbesc puțin ca să meargă ușor și abia după aceea pun furtunul. Gata, s-a limpezit și aici. Am improvizat un căpăcel pe care l-am pus aici și stă foarte bine. Lasă după. Dacă este să compar culoarea celor două lichide, se poate vedea că acesta este foarte jegos și aici încă mai este lichid proaspăt pus, pentru că am lăsat să curgă mai mult. Dacă este să comparăm cu celălalt care este galben și deschis la culoare, se vede clar că,
că nu a fost schimbat de mult. Acest recipient este de 750 de ml. Aș spune că a intrat un pic, jumătate de litru, cam jumătate de litru de lichid este în toată instalația. Dar din cauza că am acest recipient, în principiu se pierde puțin, așa că de fiecare dată când folosesc acest sistem trebuie să am mai mult lichid. Din cauza asta tot timpul cumpăr un litru sau 3/4 de litru de lichid. O să mai trebuiască să scot puțin lichid din interior, din cauza asta am pus o cârpă ca să-mi curgă totul pe această cârpă. Am să pun recipientul o idee mai în jos decât este acest rezervor de pe mașină. Ok.